Zi specială pentru Erasmus Student Network Craiova și pentru colaboratorii săi. După numeroasele activități menite să sprijine integrarea studenților străini în mediul craiovean, organizația a înmânat în cadru festiv diplome simbolice atât celor direct implicați, cât și celor din afară care au sprijinit activitatea organizației. Aceștia au fost implicați în proiectele desfășurate de Universitatea din Craiova în parteneriat cu Asociația Erasmus Student Network Craiova. Cele mai importante dintre ele sunt Be Multicultural, în care aceștia trebuiau să pregătească mâncări specifice țărilor de origine pentru a-i motiva pe studenții români să aplice pentru o mobilitate Erasmus+. Acesta fiind unul dintre ele. Un al doilea eveniment ar fi Charity Box, cutia de caritate, în care aceștia trebuiau să doneze bani pentru a cumpăra dulciuri, pentru a face câteva pachetele pentru studenții, pentru copilașii de la secția de pediatrie al spitalului numărul 1 din Craiova. Au fost peste 200 de studenți din Craiova, au fost interesați să aplice pentru o mobilitate Erasmus Plus în țările studenților străini veniți la Universitatea din Craiova. Eforturile ISN Craiova nu au rămas fără rezultat. Studenții străini apreciază la superlativ sprijinul acordat de tinerii craioveni. Eu vin din Franța, iar ISN Craiova ne-a fost de mare ajutor. Am participat la multe evenimente și ne-am distrat bine împreună. Ne-au ajutat să socializăm, să cunoaștem Craiova și România, am făcut excursii împreună și multe petreceri. Aș recomanda oricând celorlalți colegi Craiova ca destinație pentru experiența Erasmus și sper să mai vin pe aici și după terminarea studiilor. Eu sunt din Mexic, iar experiența mea aici a fost una extraordinară. Am ales Craiova pentru că în anii anteriori au mai venit aici alte prietene care m-au sfătuit să aleg acest oraș. De-a lungul timpului am fost implicați în diferite proiecte ale ISN Craiova, cum ar fi pregătirea de preparate tradiționale sau donarea de alimente copiilor de la secția de pediatrie a spitalului numărul 1. Este foarte interesantă experiența de student Erasmus, pentru că din punctul meu de vedere ai ocazia să vezi cum este să fii oaspete într-o altă țară, să înveți de la profesori cu o altă cultură față de a ta și, per ansamblu, ai ocazia să-ți faci foarte mulți prieteni din toate colțurile lumii. Organizația are ca scop integrarea studenților internaționali în societate, consilierea și ghidarea în perioada șederii acestora în bănie. Printre obiectivele ISN Craiova se numără promovarea programelor europene educaționale, în special Erasmus+, sprijinirea tinerilor în cazul unei posibile participări în schimburi de experiență și îmbunătățirea integrării sociale și culturale a studenților internaționali pe durata mobilităților.